Am dat cum spuneam. Pornești microfonul și cuvântezi. Putem? Da. Dacă am venit din nou la microfonul liber, unde e adevărata libertate, democrație, de libertate de exprimare, unde libera exprimare, liberă exprimare una, dar... Hai, lasă introducerile, zic că mai vrei o amendă. Da, mai vrei o amendă și am venit. Apăr drepturile omului și a convenției europene, de atâta când judecătoriile din Republica Moldova nimic nu se acceptă. Acolo după banditism și așa mai departe. Vă rog să filmați, am la judecătoria cecană, ca să stăte amenzile. 15.500, 3.000 pus fiecare, dar așa 15.500, 11.000, 5.000 la Cricova de rotarul de comisarul șef 15.500, fără să mă prezint eu, că am toate de același articol, toate de același polițist. Articolul de faimare a onoare de demnități la Ștefan cel Mare, la Oleg Brega, microfon liber. Și am spus că îs ilegale atâta timp cât Ștefan cel Mare aparține poliției buiucani. Deși nu mă amendează poliția, procuratura, judecătoria, anchetatorii buiucani, dar eu neavând viză de reședință, de acum ați văzut... Trebuie amendat la locul faptei sau la locul de domiciliu? Sau cum sunt? Cum scrie legea? La locul faptei. De acum, eu doar am mai spus mai înainte la dumneavoastră că amenzi sunt ilegale, că nu am viză de reședință. Și ați văzut singur dumneavoastră, ați filmat la Ciobanul în reședință. De acum am trimit în satul meu din naștere, Criuleni Râșcova, scrisoare, am trimit acolo citații în sud, citații la ședința de judecată. Vreau să-i spun domnului Ciobanu că în satul Râșcova sunt doi, Sagaidac Andrei Ion și Sagaidac din 64, născut, asta eu, 4 ziua independenței Americii, și mai este unul, Sagaidac Andrei Vasilievici din 66. Nu știu unde trimite el citățile astea, dar eu, sora mea cea mai mică, trăiește la casa părintească, o sun, nu se duce nici o citație și nici o scrisoare. Mi-a arătat o ședință de judecată, dar rog trimiteți-o la Ciorescu, trimiteți-o la Râșcova de unde sunt eu, dar faceți așa ca avocatul să mă anunță. Nici un avocat nu-i permit să spun acum să nu se prezinte în ședințele judecate de amenzi, penal și așa mai departe, fără participarea mea. De așa că am dubii și toți avocații fac ceva. Dar sunt avocați de stat, nu ai angajat pe niciunul. Sunt avocați de stat, dar credeți-mă că din mod zis, domnul Sagaidac, dar și vă metrimești avocat, dumneavoastră știți mai mult ca noi. Pur și simplu îi fac lambada, dansuri, nu știu, mai fac cu judecători acolo și apoi recuz. Vreau acum să menționez că marți am ședință în dosarul penal, undeva ea 15-16 la număr, judecătoria Buicani, judecătoare Muntean Vasilița. Vreau să menționez că m-am adresat avocatului Bajorian și de la lecurul său de azi înainte, câți avocați ne-au ieșit desemnați de stat, eu nu, zici că Sagaidac Andrei dă de asta indicație, nu dă indicație la avocat. Eu vreau pur și simplu avocatul să pregătească cereri în apărarea mea scrisă înainte de ședința de judecată. Mai mult nu vreau nică. Neavând încredere în avocația de stat, eu singur pregătesc cererile astea, le pregătesc adăugător, să fiu convins că nu mă duc degeaba în pușcărie, e cam marți, pot fi inculpat degeaba în pușcărie, că este dovadă că nu am făcut nici o violență, fiica și soția nu are nici o registrare telefonică, am fost 6 mai 2018 acasă, dosarul îi făcut la comandă, penal, ilegal la comandă, de polițistul șef Lozovanu. Și vreau să spun, domnule Lozovanu, eu aștept de la mine să vă cer scuze, că de acum fost polițist Ciorescu și mă adresez judecătoarei Muntean Vasilița, au depus declarații la anchetatorul Curcă Andrian Larășcanovca. Și atâta timp cât că într-adevăr soția, fiind amanta polițistului șef Ciorescu Lozovanu, se duce pe 11 mai și am alt martur, pe 30 septembrie e fostul ăsta polițist Ciorescu, polițistul ăsta Ciorescu a fost polițist când a venit Lozovan. El
Eu învățat să lucrez în poliție pe dânsul, pe Maximilian, și dacă Lozovan e coleg de facultate cu Jezdan, ministrul de interne, cu fost pânzar, dar am depus, am și la Jezdan multe cereri, multe, în două exemplare, cum nu m-a chemat Jezdan, cum nu m-a chemat Năstase, cum nu mă cheamă Voicu, nici unul nu mă cheamă la audiere. Acum am depus cereri că să fiu protejat într-un fel și mai departe, că o să vorghesc de mai multe lucruri grave petrecute în Ciorescu. Și o să vorghească și fost polițist Ciorescu, Josan Gheorghe. Ei știu destul de ghini că o să iasă multe lucruri la suprafață grave în Ciorescu. Puteți să mă puneți degeaba în pușcărie, dar din nou, de dosarul ăsta penal, care am marți la ora 16. Mi s-a pus luni la ora 19, marți la ora 19:45 o ședință de judecat la Cicana, a doua ședință de judecat de aplicare a amenzii la ora 14, de aceea că judecătorul la ora 14 la Cicana puțin mai întârzie, mai așa, și eu nu vin în dosarul penal. Nu o să se întâmple nici asta. Eu la ora 14, amenda de la ora 14, scriu cerere de amânare ședinței de judecată, da, de amânare ședinței de judecată, și așa o zis și avocatul, ca când el e ocupat, dar îi spun avocatul să nu se prezinte în ședință, dacă să gândea că scrie cerere de amânare și a lui, din partea lui, și avocatul să nu participe în ședință, și vin în dosarul penal. Dosarul penal, încă o dată, vreau să aduc dovezi, și aduc dovezi procurorului Adam, care a spus că da, eu știu de unde vine dosarul tău, știu cum a ajuns șinul tău de cununie, vără soție, ăsta, Eugen Tocarciuc, viceprocuror. Domnule Adam a spus că nu vă amestecați în dosarele civile de partajare a verii, care o am, anularea contractului donație, e respinsă și o să fie pe data 17 februarie. E respinsă. A fost pe 28 ianuarie. Acum, de dosarul penal. Lozovan, ai spus că soția, a spus fiica și tu ați fost audiați ca martor și ați judecat, a spus că eu am făcut violență fizică. Dacă eu am făcut violență fizică, am spus judecătoarei Muntean, și îmblați cu minciunile, violența fizică se duce la medic și se ia certificat la medic. Nu este, înseamnă că e minciună. Anchetatoarea Irina Tambor, ca când vine duminică pe 6 mai la Ciorescu, unde am intrat eu în o gradă, în beci, nici nu în casă. V-am spus, soția și fiica nu are registre și nu are dovezi. Anchetatoarea, soția, spune în dosar că eu mă aflu pe Libertăți 8. Asta e 100 de metri de acolo. Deci, doamna anchetatoare Lina Tambor, nu mă suni, nu mă previi, nu mă documentez că eu am încălcat ordonanța de protecție. Tătă-i făcută la comandă, avocatul Ion Golban a spus, participă numai intentarea dosarului penal, nu dă nicio întrebare, mărâi sub nas. Acum am întâlnit la toate judecățile. În prima ședință a dosarului penal la Natalia Clevadă Rășcanuca, care era judecătorie Rășcanuca, el mă leapă de fără cerere, fără nică, fără ceartă, fără înregistrare telefonică. Cum? Asta e dovadă că dosarul e la comandă 1.000.000%. Avocatul care trebuia să te apere te-a lăsat așa în drum? Primul avocat, că s-au făcut confruntări față în față în dosar penal la anchetator. Cu golbana ăsta, de fapt. Da, primul. Și după aceea el în instanță. Acum, încă un moment important, judecătoarea Muntean Vasilița este chemat soție pe 22 noiembrie. Eu recuz pe avocatul Capcelea, de aceea particip în nouă ședință de judecată, începând de când s-au mutat judecătoria Rășcanuca, 11 martie, 23 aprilie, 4 iunie, 4 septembrie, că vara au fost judecătorii la odihnă, să odihnesc oamenii, 4 octombrie, și în octombrie și noiembrie pe 21, încă 3 ședințe, fix 9 ședințe de judecată, nu le mai țin toate minte, vine soția și judecătoarea spune, eu recuz avocatul Capcelea, de aceea că în 9 ședințe de judecată nu a depus nici o cerere în apărarea mea, eu depunând 10 cereri, 9 se resping, numai una mi se acceptă, și cu avocatul Capcelea nu convenim. Lista martorilor care trebuie și audiat. Și gândiți, în accept 2 martori, trec pe strada Armeană, că polițistul îi trimesc, cred că se vadă aici, dar lasă să vadă că așa își trebuie. Dacă e meeting, trebuie să asiste, să vadă că se respecte legea. Martorii care toată ziua eu am fost
cu dânsii pe adresa Libertăți 8 și nu am avut cum de la ora 8 și până seara, nu am avut cum să mă duc acasă. Onofrei Mariana, Onofrei Gheorghe, trăiesc de la Val de Procuratura Generală, armeană, nu mai știu, fixă, de la Țărâncuța. Sunt sunat de soția mea, acum au fost acasă, chiar Mariana și voi face ce vă duci cu Andrei martor de aceea că lui Adelina e rău. Tot una martor aici, o să chem și citați, dar îi vin și așa, vin mâine în ședința judecată, apoi mă adresez judecătoarei Muntean Vasilița să fie audia, să fie citat și aduși forțat în ședința de judecată, Josan Gheorghe, care a dat declarația la anchetator. Dar am văzut că judecătoarea și Vasilița au acceptat un singur martor, din cât ți-ai cerut mă ta. Da, soția și cu bărbatul acela care au vorbit de la dumneavoastră. Coridori erau, da. Și-ați filmat. Și o să i audieze mâine, da. Marți. Da, că eu am fost toată ziua acolo și nu am avut cum mă duc acasă. Am înțeles. Mai departe, să și citați, Josan Gheorghe, fost polițist Ciorescu, Jurjiu Elena, satul, raionul Sângerei, Chișcăreni, și Serioja, strada Chișinăului 58, telefonul 0697-5493, că pe mine, pe Stagai, dacă Andrei, eu sunt la Procuratura Generală, cu număr închis, cu numere așa, într-o oră am fost sunat și eu la judecătoria Rășcanovca, când s-a pus prima ordonanță, a doua ordonanță, peste două luni, peste noapte, din nou, fără avocat și acordul meu, ședință trecută. Și citați în telefonul într-o oră. Am filmat, nu vă mai temeți atât de un polițist, el trebuie să ne apere drepturile, s-o spărie de polițiști. El a venit să filmeze. Mai departe și vreau să mă adresez procurorului Adam, că m-ați asigurat că o să fie audiat în dosarul penal, cu dosarele civile nu aveți nimic. O să fie audiat din nou, toți martorii o să fie puși pe listă. O să depun din nou cerere, eu mars, depun din nou cerere la procuror general, că am depus și m-ați audiat așa, tot e clar, tot e la comandă. Mai departe, la administrarea resurselor judecătorești la armeană, la ministrul justiției Nagacevski, la Curtea Supremă a Magistraturii, și vreau să spun că am răspuns la Curtea Supremă a Magistraturii nu o singură dată, de Paustovskaya, Chironeț, că dumneavoastră ați primit răspuns deci la Curtea de Apel și așa mai departe. Nu le-am contestat la CEDO, acum o să le contestez. Puteți să mă puneți ilegal la pușcărie, altceva. Mă adresez deținuților care stau pentru omor sau pentru ce mai stau acolo. Voi stați ilegal în pușcărie atâta timp dacă ați făcut jumate de termen de pușcărie. Pentru că vă găsesc în condiții inumane, tuberculoze, balandă și așa mai departe. Andrei Sagaidac luptă pentru drepturile omului în Republica Moldova prin jurnalistul Oleg Brega, promovat. Lasă, vrei să te bagi la pușcărie că îți faci scandal acolo. Lasă-mă bagi că de atâta mă adresez când spre asta și merge. Eu chiar vreau să merg. Să văd până unde merg ei, până unde merg. Președintelui Dodon... Tot una n-ai de lucru, tot una ai de plătit amens. Tot mi-o luat, tot mi-o luat. O să mă duc acolo, scriu la ce deținuților. Nu vă vin pentru un pachet de țigări, pentru o țigară și așa mai departe. De aceea e că... Plahotniuc a pus mult la pușcărie. Filat și pe Vireco, Platon, Loușis pe Brăguță, Loușis, pe Vireco, Loușis, Țuțu, mama s-a blasamat, să nu trezească oasele cum trezesc ei. Puneți, chiar ne interesa președintele Dodon, dacă el a protejat pe Nichiforciu, care e crâșa lui șinul meu de cununii și vără soței. Chiar vreau să văd președinte Dodon, tu pui ilegal oamenii la închisoare. Președintele nu pune pe nimeni la închisoare. Despre asta justiția, dar la noi e capturată, e sunet pe telefon. Despre asta am anunțat procurorul general, am trimis peste 200-300 de cereri în două exemplare. Însă în Uniunea Europeană, cu arestarea mea, ele ajung toate pe masa Curții Europene a Dreptului Omului. Mă adresez executorul judecătoresc, Iurie Gâlcă. Am avut cu dumneavoastră o amendă de la poliție de 400 de lei care am contestat-o
judecătorul a zis că eu nu-s drept și așa mai departe, dumneavoastră, am plătit 400 amendă, putem să plătesc 200 în 3 zile, dar nu avem bani, am plătit 400 de lei încă lucrul executorul judecătoresc, vreau să vă spun că încălcați legea. Eu am depus, am contestat amenda asta de 11.000 ilegală pusă de subalternul Lozovan Pascal la Ciorescu, care nu avea dreptul, a fost chemat și Oleg la Ciorescu și a scris declarații de, sau a scris lămurire, da? Da. Ilegală amenda. Deci ai început deja să achiți amenzi? Nu a început să... Apoi plătit una de 400. Asta când poliția încă, până m-a concediat la serviciu și așa mai departe, când nu era divorț și așa mai departe, vă spun că sechestru care a spus pe două sectoare, pe Libertății 8 și 31 august, îi aparțin la fratele meu, care cetățean a Uniunii Europene, a Franței, de acum se pregătește cereri de la CEDO să fiți dați în judecată. Cum? Pentru 11.000 amendă puneți sechestru, care costă sectoarele astea, la cadastru costă 186.000, 136.000, 700 la ciorăs pământul scump și 300 așelante, 86.000, 200.000 sechestrați pentru 11.000 de lei, care sunt ilegale, contestați și acum am depus din nou, am cerut repunerea în termen. Dar cum a ajuns la executare dacă încă le... Cum a ajuns la executare dacă încă le-ai contestat? Vă spun, Oleg, am contestat și la Constitucios Administrativ Râșcanovca și la Procuratură, de aceea că m-a trimit la judecătorul Ciocana, nu-mi primește, m-a trimit la Miron Costin la poliție, nu-mi primesc amenzele. De pe 11 februarie stau până pe 11 decembrie, 11 luni, în saltare nu știu unde, nu primesc răspuns de la Constincios Administrativ, de la Secrierul, de la Procuratura Generală, și când am văzut Miron Costin, poliția nu primește, m-am dus la Procuratură... Nu-și treaba are Contenciosul Administrativ dacă ai luat amendă contravențională. Trebuie să faci contestație contravențională, n-are treabă Contenciosul Administrativ. Contenciosul împotriva unor acte emise de instituții de stat. Acum a cerut repunerea în termen avocatul care mi-a pregătit, dar ei nu vor să certe. Dar ai pierdut un termen, înseamnă că n-ai contestat la timp o amendă. Sau de ce ai cerut repunerea în termen? Eu am contestat-o, dar e Procuratura, nu o trimis-o. Poliția Miron Costin 5, care e comisarul și Lozovan e subaltern, ține 11.000, 11 luni. De ce 11 luni nu trimite poliția sau procuratura sau Constituția Administrativ? Poftim, n-ați contestat drept, trimite răspunsul omului, o ține 11 luni, peste 11 luni, deodată sechestru, înțelegi? Nu-i drept așa, am cerut acum repunere în termen, iar la Constituția Administrativ, la judecătoria Ciocana, am trimis prin poștă scrisoare comandată la Miron Costin, Poliția 5, să repui în termen că e legat sechestru. Am spus, lasă domnule executor, vin de sectoarele, vin îți mai dă un plămân, vin îți mai dă un rărunchi, și vreți voi, îmbogățiți-vă, mergi primarul Ciorescu, îmblă în Porsche, în Audi, Q5, Mercedes, el fie ca și soția. Zici că eu le pătez onoare și demnitate. Nu pătez eu nici onoare și demnitate. Oamenii, Obama, Merkel, care au construit economii mondiale, primele economii din lume, sunt filmați, purtați ca bou, ca scroafă. Johnson, Anglia, primarul de asta, Anglia merge pe bicicletă, îi spune că e gay, pe Josh, așa mai departe, ajunge ministrul de externe, prim-ministru, nu se pătează onoare și demnitatea. La noi, în Moldova, un polițist, un sergent, nu știu ce, îi pătarea onoare și demnității și am de acum 36.000 de lei, 11.000, 15.500, 5.000, 5.000, ai 36.500. Nu mai pun amenzele mititele. 900 de lei, achitate, 600 de lei. Cearta cu vecinii, domnule Lozovan, cearta cu vecinii. Mă cert cu vecinii, 4 vecini la comandă, 27 februarie, depus la tine, pe 19 martie. Este de contravenție, procesul verbal de contravenție. În special nu l-am contestat nicăiurea. Și din 19 martie 2018, un an de zile terminul. Unde el? Nu-i nicăiurea.
Asta dovadă că faci tot la comandă, la comandă și la comandă. Ia ca și. Și amendă deci, s-a tot. Eu n-am înțeles cum au fost. Ai auzit că ai fost amendat, dar n-ai văzut procesul verbal sau cum s-a întâmplat? Și aici pe cearta cu vecinii. Nu, a fost pe 27 februarie mă cheamă la dânsul, domnul s-a gădat, te certat. Te-a audiat și te-a amendat. Da. Eu, dar n-ai văzut procesul verbal. Nu, l-am văzut. Domnule Lozovan, eu în timpul ăsta m-am aflat la Chișinău la Macler. Mă duc de la Macler, ridic Macler la Pușkin, la Macler central. Dar i-aduc dovezi că am fost la dat anunț în Macler. Când pe lua, el zice, nu că, zic, dar cum m-a încertat 27 februarie, dar mă chem pe 19 martie, înțeleg? Peste o luni de zile, dacă eu mă bat o leptine. Poate, timp de 3 luni poate te ancheteze. Timp de 3 luni poate să ancheteze. Da, eu i-am dus dovezi că eu am fost în momentul celălalt și în timpul celălalt la Gazeta Macler. În idee, proces verbal de contravenție, 600 de lei amendă. Și l-ai contestat. Special nu l-am contestat, îți arăt că e la comandă, ca acum. Nu l-ai contestat, înseamnă că l-ai recunoscut și ai zis să-ți plătești amendă. Nu. Hai să-l plătești, o să vină și o să-ți spună secesul. Termenul la executor e de un an de zile, deși un an de la aplicare pedepții. De la aplicare amendă. Așa trecut de-am, da? 2008 și-o trecut, deși asta dă dovadă că totul e la comandă. Și toate astea 36.000 la comandă. Li retrageți. Sunt martori care dovedesc că fosta soție a fost asta amanta. Asta ai spus odată, le-am nu mai repeta. Da. Și o să iasă deci, gata, toate la suprafață, dosarele, și toate amendele astea sunt la mine la comandă. Punct. Andrei